În platoul emisiunii Bună dimineața, Oltenia, au fost mai mulți invitați decât într-o zi obișnuită. Însoțiți de diriginta lor, elevii unei clase cu profil umanist de la Colegiul Național Vocațional Nicolae Titulescu, au venit la televiziune pentru a vedea cum se desfășoară o emisiune în direct. La dirigenție și-au manifestat dorința, au confirmat unii dintre ei că ar fi interesați de o astfel de carieră și de asta am și venit la dumneavoastră pentru a vedea direct cum se lucrează într-o televiziune și a se hotărâ dacă într-adevăr au calitățile necesare pentru a practica o astfel de meserie. E prima oară când vin să-l vizitez, dar nu e prima oară când vin aici. Am mai fost de vreo două ori, cred că asta e a treia oară. Deci n-ai avut emoții în timpul emisiunii? Mereu am emoții, nu foarte multe, dar sunt mereu acolo. A fost foarte frumos, mi-a plăcut, o experiență foarte frumoasă. A fost destul de impresionant. Nu mă așteptam să fie atât de grea această meserie. Noi în fața televizorului vedem altceva și dacă venim aici în studio și vedem, este de fapt o meserie foarte grea. Tinerii s-au arătat încântați și de studioul de unde se difuzează principalul jurnal de știri, de aparatura din emisie și de la montaj, de camerele de filmat. Ei au vizitat și redacția și au stat de vorbă cu jurnaliștii Olt TV.